Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 6, și vom citi de la versetul 19 până la versetul 34. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 19, pagina 929, spun pagina pentru copii. Este cuvântul lui Dumnezeu și ca să-L înțelegem, avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea, după citirea textului, vom sta într-un moment de rugăciune. Fiecare în inima lui, cu voce tare, ne va conduce în această rugăciune. Fratele Mircea Lucaciu este la cor. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este în întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în foc, în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați de azi când ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu a venit vara. Așa că toți aceia care sunteți iubitori de căldură, aveți toate motivele să vă bucurați și toți aceia la care vă e rău de căldură, vă rugăm să vă aduceți un evantai, dacă nu rezistă aerul condiționat, măcar să puteți mișca aerul de la unul la celălalt. Ne rugăm să păzească Domnul viața și lucrarea fiecăruia și biserica în întregimea ei. Amin. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Îngrijorările. Necredință, păcat sau boală? Cum ai defini îngrijorările? Necredință, păcat sau boală? Dar oare ce sunt îngrijorările? Și cum se manifestă ele? Care sunt cauzele îngrijorărilor? Și care este specialistul care tratează oamenii îngrijorați? Îngrijorările sunt stări de neliniște profundă, gânduri chinuitoare,
agitație neuropsihică și teamă accentuată că se va întâmpla ceva rău. O stare profundă de neliniște, însoțită de gânduri chinuitoare de care nu poți scăpa. Ești frământat. Ești agitat. Și pe fondul acesta apar o serie întreagă de manifestări somatice în trup. Pulsul este ridicat. Inima bate mai tare. Crește tensiunea arterială, transpirații, nod în gât sau ți se face stomacul ghem, dureri de cap, scade imunitatea organismului și te predispune la o serie întreagă de boli datorită îngrijorărilor. Sunt multe alte simptome care însoțesc îngrijorările în funcție de modul în care răspunde trupul fiecăruia la această neliniște sufletească. Din punct de vedere psihic, îngrijorările se manifestă prin gânduri care îți incendiază mintea. Gândurile tale sunt ca un foc care nu poate fi stins. Nu le poți controla. Sunt gânduri care se repetă mereu și mereu, gânduri negre, însoțite de scenarii. Tot felul de scenarii sumbre. Începi să te gândești la ce poate fi mai rău și cum ar fi dacă se întâmplă răul acela. Nu poți scăpa de gândurile acelea. Ele îți apasă inima și din punct de vedere sentimental ești mereu, mereu apăsat. Îți dispare bucuria de viață. Elanul se stinge. Nu poți adormi seara. Te duci la culcare și nu vine somnul. Dacă a țipit, încep să apară coșmar, vise de groază. Te trezești speriat și inima bate tare. Te încearcă un sentiment de neliniște și de panică. Din punct de vedere spiritual, credința în Dumnezeu începe să slăbească. Te simți tot mai părăsit și mai neajutorat în fața acelor scenarii pe care le macină mintea ta. Cea mai mare parte din scenariile acelea nu se vor întâmpla niciodată. Sunt doar în imaginația ta. Sunt producția minții tale frământată de îngrijorări. Dar chiar dacă nu se vor întâmpla niciodată, aceste scenarii te chinuie, te frământă. Și nu poți să scapi nicicum de ele. Întrebare. Vă rog să nu ridicați mâna. Te recunoști în descrierea aceasta? Te încearcă îngrijorările. Te frămânți cu ele. Dar oare din ce cauză vin? Care este cauza îngrijorărilor? De unde vin aceste frământări, această neliniște, aceste chinuri? La cine să mă duc? De la cine să cer ajutor? Ca să am răspuns la întrebările acestea, este important să identificăm cauzele îngrijorărilor. De unde vin îngrijorările? Cum se nasc ele? Ca să ne uităm la cauzele îngrijorărilor, este important ca mai întâi să identificăm
nevoile fundamentale ale omului. Care sunt nevoile fundamentale ale tale, ale mele, ale ființei umane? Dacă le adunăm pe toate și le sistematizăm, nevoile fundamentale pot fi reduse la trei mari grupe, trei mari categorii. Prima este nevoia de siguranță. Nevoia de siguranță în ceea ce privește viața biologică. Că nu ești amenințat. Că nu ești amenințat de boală, că nu ești amenințat de nenorociri, că nu ești amenințat de accidente, că nu îți este amenințată viața, nu ți este amenințată familia, nu ți este amenințat locul de muncă, nu ți este amenințată pâinea de toate zilele, nu ți este amenințată bătrânețea. Nevoia aceasta de siguranță. Siguranță pentru mine, siguranță pentru lucrurile de care am nevoie, siguranță pentru familia mea, pentru membrii familiei, părinți, copii și așa mai departe. Siguranța locului de muncă, siguranța că și mâine o să-mi pot continua viața. E nevoia de siguranță. A doua este nevoia de acceptare. Nevoia să fii iubit. Să fii acceptat, să aparții cuiva care te prețuiește, este o nevoie extraordinară. Orice ființă umană are nevoia aceasta de a fi iubit și acceptat. Dacă este amenințată această nevoie, dacă simți că începi să fii ignorat, nebăgat în seamă, izolat, respins, nevoia ta de acceptare începe să tremure, să intre în panică. Este apoi nevoia fiecăruia dintre noi de semnificație. Ce înseamnă asta? Nevoia de a fi apreciat. Nevoia de a fi băgat în seamă, nevoia de a fi valorificat de ceilalți. Să se uite la tine și să te aprecieze. E nevoia fiecăruia. O întâlnesc uneori când am consilieri pastorale la câte unul care îmi spune, fie bărbat, fie femeie, de când ne-am căsătorit nu mi-a spus nicio vorbă de apreciere. Nu mi-a spus nicio vorbă bună. La școală, la locul de muncă, în familie. Sunt părinți care vor să-și educe copiii spunându-le mereu, nu o să iasă nimic de capul tău. Înțelegeți cum se împlinește nevoia de apreciere, așa-i? Simțim nevoia să fim băgați în seamă, simțim nevoia să fim cineva pe care se poate conta și ceilalți mă apreciază. Sunt nevoile noastre fundamentale. Ori de câte ori în lumea în care trăim noi, plină de necazuri, de oameni păcătoși, de suferință sau nenorociri. Ori de câte ori una dintre aceste nevoi sau mai multe, este amenințată. Apare o primejdie. Dintr-o dată, radarul nostru lăuntric intră în alertă. Îmi este amenințată starea de bine, de echilibru. Nevoile mele sunt amenințate. Și se declanșează acest mecanism de autoapărare. Mecanismul acesta care pune în mișcare tot felul de acțiuni, de reacții, fie să evit, fie să birui, să pot demonta, să pot elimina acele elemente care afectează starea mea de echilibru, de bine. Când toate aceste nevoi sunt împlinite,
intrăm într-o stare de echilibru, o stare de bine și oamenii zic, când o să fie cel mai rău să fie? Ca acum. Adică acum e bine. Dar binele acesta este un bine care e limitat în timp. E un bine trecător. Pentru că sunt aceste primejdii care vin. Unele primejdii sunt reale. Altele sunt imaginare. Deci rețineți, vă rog, unele primejdii sunt reale, altele sunt imaginare. Dar indiferent dacă este primejdie reală sau imaginară, omul intră în alertă să-și apere starea de echilibru de bine și să poată elimina acele pericole care îl amenință. Între mecanismele de apărare, de autoconservare, unele sunt eficiente, altele sunt neeficiente. Unele dau rezultat, altele nu dau rezultat. Vă rog să numiți una dintre reacțiile care nu dau rezultat. Vă rog să ziceți. Tare. Îngrijorările. Îngrijorările sunt forme de reacție care ne afectează sănătatea, echilibrul fizic, echilibrul mental, emoțional, care ne afectează credința, ne afectează totul și ne aruncă într-o stare de agitație, de frământare, de neliniște chinuitoare. Îngrijorările sunt ca o moară care macină. Macină gânduri negre. Macină scenarii înspăimântătoare. Macină tot felul de teorii și iluzii și temeri și gânduri. Și moara aceasta care le macină îmi încarcă sufletul cu chinuri cumplite. Îmi fură somnul, îmi fură liniștea, îmi fură bucuria de a trăi. Trăiesc mereu într-o încordare continuă. Mă aștept în orice clipă, la orice telefon, la orice sonerie, la orice întârziere, să primesc o veste proastă. Mă văd în anii tinereții a nimănui. Bolnav și neputincios, neîngrijit, mă văd că ajung și n-o să am și n-o să pot. Și toate lucrurile acestea sunt lucruri care ne chinuie teribil. Știind că suntem așa, știind că suntem vulnerabili și putem da drumul la aceste reacții denumite îngrijorări, că ne afectează sănătatea trupului, a sufletului, a credinței, întrebarea este, la cine să mă duc și cine mă poate scăpa? Cine mă poate ajuta să scap de aceste frământări? Cine mă poate ajuta să scap de îngrijorări? Când Domnul Iisus s-a uitat la oamenii din vremea Lui, în predica de pe munte, o parte importantă a mesajului Domnului Iisus Hristos este cu privire la îngrijorări. Textul citit este din predica Domnului, din predica de pe munte și spune, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați. Și elementele pe care le menționează Domnul Iisus aici au de-a face cu prima dintre nevoile noastre, nevoia de siguranță. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce? Ce o să mâncăm? Nu o să ne ajungă banii. Se scumpesc toate și pensia rămâne tot mică. Salariul este tot același. Gurile care mănâncă sunt tot mai multe, piața este tot mai scumpă. Oare ce o să mâncăm? Ce o să bem? Cu ce o să ne îmbrăcăm? Oare cum vom trăi în condițiile acestea? Și Domnul Iisus ia acest aspect al îngrijorărilor care ține de ceea ce înseamnă nevoia noastră de siguranță. Și ne deschide orizontul
așezându-ne înainte două direcții în care oamenii își caută siguranță. Prima direcție, cauți siguranța în lucrurile de aici, de pe pământ. Cauți să-ți asiguri siguranța, să-ți faci această stabilitate că nu te va distruge, nu te va lovi, nu te vei prăbuși, nu vei muri de foame și nu vei rămâne a nimănui pe drumuri. Uitându-te la realitățile de aici, de pe pământ. Și atunci, Domnul Iisus le spune, nu vă strângeți comori unde? Pe pământ. Dar de ce să nu le strângi? Pentru că sunt comori trecătoare. Sunt comori vulnerabile. Comorile acestea pe care le strângi aici nu sunt comori sigure. Ce spune Domnul Iisus este nu vă ancorați în ceva ce nu-i statornic. Și le spune ce se întâmpla în vremea aceea cu comorile. Le sapă și le fură hoții, tâlharii. Și tâlharii din vremea aceea aveau caracteristicile lor, tâlharii din vremea noastră au caracteristicile lor. Nu-ți pune încrederea în lucrurile de aici, de pe pământ. Că le sapă și le fură hoții și le mănâncă rugina și moliile. Adică nu vă uitați la lucrurile de aici și nu căutați împlinirea nevoilor voastre fundamentale. În lucrurile de aici, de pe pământ. Nu căuta împlinirea nevoii tale de dragoste uitându-te la ce este pe pământ. Pentru că cei care astăzi te apreciază, cei care astăzi te iubesc, mâine te calcă în picioare. Cineva spunea, vorbind despre tineri, atenție, dragostea vine pe nesimțite și pleacă trântind ușa. Dragostea vine pe nesimțite și pleacă trântind ușa. Dacă ne uităm la Dina, fata lui Iacov, în nevoia ei de acceptare s-a dus să vadă și ea cum sărbătoresc fetele păgâne în țara Canaanului. Nevoia de acceptare. Dacă ne uităm la alții care și-au căutat acceptarea, și-au căutat dragostea în lucrurile de aici, de pe pământ, Biblia spune, inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Dacă îți cauți nevoia de semnificație, să fii prețuit, să fii apreciat, să fii băgat în seamă, cei care astăzi te ridică, mâine vor da cu tine de pământ. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la politicieni. În campanie electorală sunt prezentați de parcă ar fi semizei. După câteva vreme, oamenii vin și strigă, jos cu tare, jos cu tare, și încep să strige, hoții, 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 și mai știu eu ce. Dacă îți cauți împlinirea nevoii tale în lucruri nestatornice, îngrijorarea va crește cu fiecare etapă. Pe măsură ce lucrurile acestea încep să dispară, se șubrejdesc, nivelul îngrijorărilor va atinge cote care frizează patologicul. Iar din punct de vedere spiritual, îngrijorările acestea îți ucid credința în Dumnezeul plin de dragoste. De aceea, Domnul Iisus deschide perspectiva unui alt orizont. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori unde? În cer. De ce să le strâng în cer? De ce să strâng comori în cer? Sunt statornice. Nu sunt în pericol. Nu se pierd. Adică mi-am adunat comori și le așez în cea mai sigură bancă a Universului, care este în cer, acasă la Tatăl nostru. Strângeți-vă comori în cer. Dar acum noi suntem aici pe pământ și Domnul Iisus se uită la oamenii care zic bine, bine, dar le strâng pentru cer, dar ce se întâmplă până trăiesc aici pe pământ?
Cum să scap aici pe pământ de chinurile acestea îngrozitoare ale frământărilor? Și Domnul Iisus le explică ucenicilor, mulțimilor care ascultă predica de pe munte atunci și nouă astăzi, trei lucruri care ne ajută să nu ne îngrijorăm în timp ce trăim aici pe pământ și în timp ce adunăm comori pentru cer și în timp ce ne împlinim bine menirea noastră aici pe pământ. Primul lucru care ne ajută aici pe pământ să scăpăm de îngrijorări sau să biruim îngrijorările. Primul lucru. Răspunde la întrebarea a cui ești? A cui ești? Când eu eram copil la Burzuc, oamenii mai în vârstă ne luau pe noi copiii mai mărunței de acolo și ca să ne încerce educația noastră și modul în care au fost crescuți acasă, ne întrebau, tu a cui ești? Câți dintre cei prezenți v-ați lovit de asemenea întrebări în copilărie? Mâna sus, mai aici, aleluia! Suntem o biserică de copii care au fost crescuți bine. Ce trebuia să răspunzi la întrebarea aceasta, a cui ești? Ce trebuia să răspunzi ca să fie răspunsul acceptat de cel care punea întrebarea? A Domnului Iisus. Răspunsul corect era, sunt al Domnului Iisus. Abia după aceea spuneai, sunt și alucutare și cutare. Dar mai întâi de toate sunt al Domnului Iisus. De aceea spune Domnul Iisus, uitați-vă la păsările cerului, el nici nu seamă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși, cine? Tatăl vostru. A cui sunt? Al cui sunt? Al Tatălui nostru. Cine e acest tată al nostru? A cui sunt? Tatăl meu este Domnul cerului și al pământului. Tatăl meu este cel care le-a creat pe toate și Tatăl meu este cel care le guvernează pe toate. De aceea pot să cânt, dar nici eu nu sunt al oricui. Lui sunt cununa, casa mea și cerul lui, tot ce avem, e una. Știți cântarea aceea? De aceea pot să cânt, ce bine e ca să știi că ai în cer Tată. Dintr-o dată Domnul Iisus spune, siguranța voastră, siguranța noastră este în Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc este Dumnezeul în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Tatăl nostru Ceresc este un Tată bun. Bunătatea Lui se ridică mai presus de nori, atinge cerul. Adică este nelimitată. Tatăl nostru care este în ceruri este un Tată atot prezent și atot cunoscător. Tatăl nostru cel Ceresc cunoaște cele mai adânci și cele mai necunoscute de către ceilalți nevoi ale noastre. Nu vă îngrijorați! Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Și ca să ne dea și ilustrații, Domnul Iisus spune, vreau să vă explic cât de atent este Tatăl nostru Ceresc cu toată creația Lui. Așa că spune, uitați-vă cu băgare la păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră, nu strâng în grânare, deci nu sunt frământate cu toate aceste lucruri ale fermierilor. Pe ele Domnul Dumnezeu le-a creat pentru un alt scop în univers. Așa că grija lor nu este să semene, să secere, să adune în grânare, dar care e grija lor? Care o fi grija păsărilor celor? De ce le-a creat Dumnezeu pe acelea? De ce le-a creat? Pentru slava Lui. Și pentru delectarea noastră. Dimineața, dacă ies în curte, pe la ora 4:30-5, știți care e corul pe care l-aud cântând?
mierlele și vrăbiuțele și câte o privighetoare care mai ajunge din când în când, câte un porumbel sălbatic, și este o sinfonie de melodii nemaipomenite dimineața. Și acum Domnul Iisus spune, uitați-vă la ele, cât preț ai pune tu pe ele? Lui Dumnezeu îi pasă de ele și le dă de mâncare. Acum, dacă îi pasă de ele, nu o să-i pese de tine copilul lui? Dar spune Domnul, dacă te îngrijorezi cu ce o să te îmbraci, uitați-vă cu băgare de seamă la crinii câmpului. Nici nu torc și nici nu țes. Acum și torsul și țesutul sunt activități pe care generația de astăzi nu le-a mai deprins. Dar mai avem în biserică surori care știu să țină fusul în mână și să toarcă și au fost la țesut la război. Mâna sus, surorile care ați prins vremea aceea. Să vă binecuvinteze Domnul. Mi-aduc aminte când venea iarna și când se adunau vecinele la tors și apoi puneau război. Dar nu era ca și ăla din Ucraina, ci era războiul de țesut. Și noi aveam activitatea noastră ca să facem? Ce să facem? Așa e. Aveam și noi și când depănam și țevile acele le puneam acolo ca să depănăm firul și să-i dăm suveica, mare lucru. Ei spune Domnul Iisus, uitați-vă la crinii de pe câmp că nu au zdroaba asta. Și totuși nici măcar, cine? Solomon, care a uimit pe toată lumea cu modul în care și-a construit un fel de lux, un fel de paradă extraordinară la Ierusalim. Nici chiar Solomon, în toată splendoarea lui, n-a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. Ăsta e tata. Asta e specialitatea lui tata. Și Domnul Iisus spune, acum, dacă eu sunt a Lui, dacă tu ești aparții Tatălui Ceresc, Tatăl Ceresc îți va purta de grijă. Tatăl Ceresc îți va purta de grijă. Pentru că aparțin Lui și pot să cânt, nu mai sunt al meu de acum. Siguranța mea este în El. O, dar să spui, sună frumos, frate Paul, numai că copiii Domnului de aici de pe pământ au și ei parte de necazuri. Au și ei parte de încercări. Au și ei parte de lovituri. Și ei trec prin valea umbrei morții. Ce răspuns are Dumnezeu la asta? Și Domnul Iisus spune, adu-ți aminte a cui ești și doi, adu-ți aminte ce ești. Nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, cine le caută? Neamurile sau păgânii? Oamenii care nu cred în Dumnezeu. Oamenii păgâni caută siguranța în lucrurile acestea. Dar eu nu sunt păgân, așa-i? Ce sunt eu? Eu sunt copilul lui. Eu sunt unul care mi-am predat viața în mâinile lui. Dacă mi-am predat viața în mâinile lui, dacă sunt copilul lui, atunci siguranța mea este în relația copilului cu tata. Aici unii pot avea mici probleme de relație cu Dumnezeu când aud că Dumnezeu este Tatăl nostru datorită experiențelor nefericite care le-ați putut avea în familie cu părinții voștri. Unii tați au fost tați care și-au traumatizat copiii și au creat o relație nefericită, tensionată și din pricina aceasta poți purta cu tine trauma aceea din copilărie și să crezi astăzi că și Tatăl Ceresc are aceleași atitudini față de tine ca și Tatăl Pământesc.
Numai că Domnul Iisus a vrut să corecteze și acest lucru și ne spune în cuvântul lui, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilului vostru, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit în toate lucrurile. Amin. Desăvârșit în dragoste, desăvârșit în bunătate, desăvârșit în înțelepciune, desăvârșit în modul în care conduce toate lucrurile, dar tot să spui, bine, bine, dacă e bun, dacă e desăvârșit, dacă e plin de dragoste, de ce mă trece pe aici, pe unde trec? Ca să ne învețe cum să ne raportăm la El. Așa că Apostolul Pavel ne învață în Epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, ce să facem? Aduceți cerile voastre la cunoștința cui? A Tatălui. Cu rugăciuni și cereri și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Când mă lasă Tatăl să trec prin încercări, prin acele evenimente care îmi amenință nevoia mea de siguranță, nevoia mea de dragoste, nevoia mea de însemnătate, de semnificație, Dumnezeu vrea să mă desprindă de lucrurile acestea, să mă îndrept spre El și să spun, Doamne, toate izvoarele mele sunt în Tine, Dumnezeule. Nevoile mele cele mai adânci le aduc înaintea Ta. Ți le prezint Ție, Doamne. Le aduc înaintea Ta pentru că Tu ești bun. Și Tu știi stările prin care trec. Și dintr-o dată, când îi aduc lui Dumnezeu toate frământările mele, cineva a spus, eu mă culc și adorm în pace. Cine a zis? Regele David. Numai viața ușoară n-a avut regele David. Numai viața ușoară n-a avut. Și să spună regele David, eu mă culc și adorm în pace. Toți putem spune, eu mă culc. Dar după aceea zici, toată noaptea m-am frământat și m-am întors. Dacă i-am încredințat lui toate frământările mele, cineva a spus următorul lucru. Dacă i-ai încredințat lui Dumnezeu frământările tale, du-te și te culcă liniștit, nu stă treaz, că stă Dumnezeu treaz. Dacă El stă treaz, pentru că Biblia spune, El nici nu doarme, nici nu dormitează. Dumnezeul nostru nu este ca și zeii la care strigau prorocii lui Baal. Dumnezeul nostru este veșnic la veghere, veșnic la locul lui de pază. Ochii lui se uită la noi și atunci când dormim. De aceea, dacă îi aduc lui Dumnezeu toate lucrurile acestea și le-am așezat lui, atunci mă pot duce la culcare în pace, pentru că Dumnezeu va purta de grijă că i le-am dat lui. Fratele Marcu Nichifor ne spunea o întâmplare din viața dânsului în vremea de după război, când călătorind dintr-o parte și în alta țării, la biserici, la părtășie cu frații, la încurajare, a ajuns în București, în Gara de Nord, și era cu valiza cu lucrurile personale după el. Dar cum să mă duc prin București cu valiza, să o port de colo-colo, că e incomod, e greu, e nepractic, e și jenant să mergi undeva cu valiza după tine? Și nu erau locuri de depozitat cu cheie în Gara de Nord, așa că s-a uitat la sala aceea de așteptare, a văzut un colț, și-a dus valiza în colț, s-a rugat și a spus, Doamne, ți-o încredințez ție, te rog să o păzești Tu. Și-a lăsat valiza liniștită și a plecat să-și vadă de lucrurile prin București. S-a întors după masa și s-a dus la valiză și valiza era acolo. Și-a spus, Doamne, mulțumesc că mi-ai păzit valiza. Doamne, de acum, mulțumesc frumos, de acum mă ocup eu de ea. Și în timp ce a zis că mă ocup eu de ea, s-a dus până la un chioș să-și cumpere ceva și pe când a venit, cineva i-a furat valiza. Și s-a pocăit și a zis, Doamne, te rog să mă ierți. Am crezut că mă pot descurca eu singur fără Tine. Ei, ilustrația aceasta poate să pară așa, hazlie.
Dar este experiența unui om al lui Dumnezeu care a înțeles că Dumnezeu ne poartă de grijă în toate lucrurile. Că sunt copilul lui. De aceea vin la el cu rugăciunile mele. Dar vin cu rugăciunile mele la el, dar parcă nu simt că s-au ușurat lucrurile. Ce lipsește? Întoarceți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 5. La 1 Petru, capitolul 5. Versetele 6 și 7. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe și aruncați asupra Lui ce? Toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Aici este un aspect deosebit de important. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Adică, recunoaște că Dumnezeu este mai înțelept ca tine și că în înțelepciunea Lui și în dragostea Lui te trece pe aici pentru că are un scop în șlefuirea credinței noastre, în șlefuirea caracterului nostru, în îndreptarea noastră, în maturizarea noastră. Dumnezeu ne trece pe acolo cu un scop ca să ne poată forma și să ajungem asemenea chipului slavei Fiului Său. De aceea smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și aruncă asupra Lui toate îngrijorările tale când ești sub mâna tare a lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, sunt copil al lui Dumnezeu și mă smeresc sub mâna Lui tare. Aici este una dintre grelele încercări pentru noi să ne smerim. Așa e că ne-ar place să ne păzească Dumnezeu, dar dacă ne-ar lăsa cu un pic de mândrie, nu cu smerenie. Că smerenia parcă ne scade din ceea ce ar fi nevoia noastră de semnificație. Noi ne simțim importanți dacă suntem pe pedestal, dacă suntem lăudați la ceea ce Domnul spune, slava oamenilor. Biblia spune că Dumnezeu se uită altfel. Pe cel smerit îl va înălța. De aceea a spus Domnul Iisus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Când trecem prin anumite încercări și vin îngrijorările, o parte din îngrijorările acestea au de-a face cu mândria noastră de a nu accepta că Dumnezeu îngăduie aceste lucruri peste noi pentru că are un scop în maturizarea, în creșterea și șlefuirea noastră, în corectarea noastră, în disciplinarea noastră. E tatăl meu. Sunt copilul lui. Nu sunt păgân. Nu mă leg de pământ. Îmi adun comori în cer. Pentru că, întrebarea 3, încotro mă îndrept. Unde vreau să ajung? A cui sunt? Ce sunt? Sunt al lui Dumnezeu, El e tatăl meu, sunt copilul lui, dar încotro mă îndrept. Încotro mă duc. Ce ziceți? Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui. Eu mă duc înspre ceea ce este împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, care a venit pe pământ în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, continuat prin lucrarea și persoana Duhului Sfânt, și care ne așteaptă acasă în cer la Dumnezeu la capătul drumului. Eu sunt în călătorie pe aici. Sunt străin și călător pe pământ. Mă duc înspre patria cerească. De aceea strângeți-vă comori în cer. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Deci, de ce îți este legată inima? Înspre acolo te îndrepți. Dacă ți este legată inima de pământ, vei trăi cu toate limitările și frământările pământului. Dacă ți este legată inima de cer, dacă ți este legată inima de Domnul nostru Iisus Hristos, de făgăduințele Lui glorioase că vom petrece veșnicia cu El, atunci cântăm împreună și spunem, treci peste anii viitori, o, mire drag și vino, ne du mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină.
Sunt străin și călător. Nevoile mele de siguranță, de dragoste, de semnificație, sunt nevoi care își găsesc împlinirea lor desăvârșită în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în tot ceea ce El îmi oferă și în mod glorios când ajung acasă la destinație. De aceea, fiecare zi ne apropie mai mult de destinație. Și Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Știți ce spune Domnul Iisus? Pământul este valea plângerii. E o lume a necazurilor. Nu fi neînțelept și nu aglomera necazurile zilei de mâine și de poi mâine toate în ziua de astăzi. Deci nu-ți încărca povara sufletului și cu necazul zilei de mâine și a celei de poi mâine și a celei de răspoi mâine, că nu te vei bucura de ziua de astăzi și nu te vei bucura nici de cea de mâine. Știți ce este ziua de astăzi? Ziua de care nu ne-am putut bucura ieri, că ne-am îngrijorat. Ziua de astăzi este ziua de care nu ne-am putut bucura ieri. Ai vrea să te poți bucura de ziua de mâine? A cui ești? Ce ești? Încotro te duci? Frați și surori, îngrijorarea mai are un răspuns extraordinar. Ne spune Apostolul Pavel în Romani 8, Tatăl nostru cel ceresc, El care n-a cruțat nici măcar pe Fiul Lui, ci L-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Știți care este argumentația lui Pavel? Dacă Dumnezeu ne-L-a dat pe Fiul Lui, crezi că este ceva ce nu-ți va da? Dacă Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu pentru mântuirea mea și a ta, este ceva vreo binecuvântare pe care nu ne-o va da Dumnezeu că e zgârcit? Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cineva care a vrut să ilustreze adevărul acesta, un om foarte înstărit, a avut un singur copil care era moștenitorul întregii lui bogății. Copilul s-a îmbolnăvit și a murit. Tatăl a rămas cu toată moștenirea copilului și n-a avut cum să o lase. Așa că a hotărât să o ducă la licitație și să o scoată la licitație celor care vor să cumpere. S-a anunțat licitația cu toate lucrurile scumpe pe care le are acest om bogat și care a fost moștenirea fiului lui, și care nu mai are cui să le lase că i-a murit fiul, dar vrea să le scoată la licitație. Mari colecționari de lucruri scumpe, mari jucători la licitații, au aflat și s-au dus în ziua respectivă la licitație și așteptau să liciteze pentru cele mai scumpe obiecte din toată moștenirea pe care o avea acest om bogat. Numai că licitația a început într-un mod ciudat. Cel care a condus licitația a luat o poză și a spus, cine vrea să liciteze pentru poza aceasta? O poză deloc impresionantă. Nimeni n-a vrut să liciteze. Toți așteptau celelalte lucruri. Și a insistat, cine vrea să liciteze pentru poza aceasta? Și după câteva insistențe, cineva a spus, licitez eu, și dau pentru poza aceasta $5. Și omul a spus, mai e cineva? Nimeni n-a mai oferit nimic, pentru că toți așteptau să treacă licitația cu poza să vină celelalte. O dată, de două ori, de trei ori, ați judecat, ați câștigat poza. După care, cel care conduce licitația spune, licitația s-a încheiat. Și oamenii au rămas blocați. Cum s-a încheiat? Că nici nu a început. Cum s-a încheiat? Și omul a spus, stăpânul a spus așa, cine ia poza fiului lui, moștenește toată bogăția lui.
frați și surori, stăm la masa Domnului. Ai vrea să-L ai pe Fiul? Ai vrea să spui, Doamne, în dimineața aceasta stau înaintea jertfei Tale. Din toată inima Te rog, fii Domnul și Stăpânul meu. Mă apropiu de masa Ta și vreau să îmi deschid inima, Te rog, să mă umpli de toate bogățiile slavei Tale. Îngrijorările. Necredință? Da? Îngrijorare te poate face să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Boală? Da? Te poate duce la boală. Păcat? Da, păcat de care trebuie să ne pocăim. Îngrijorarea este păcat. De ce este păcat? Pentru că este încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Știți ce spune porunca Domnului? Nu vă îngrijorați, e poruncă. Dacă i-a încălcat porunca, trebuie să stau înainte lui să spun, Doamne, iartă-mă. Voi vii să plecăm capetele rugăciunii. Unii dintre noi ne-am deschis inima și L-am primit pe Fiul. Și suntem în călătoria noastră spre țara făgăduinței. E Tatăl nostru cel ceresc. Suntem copiii Lui. Suntem cu o zi mai aproape de cer decât am fost ieri. Și spunem din toată inima, Doamne, ajută-ne să continuăm călătoria. Ajută-ne să ajungem cu bine la destinație. Suntem încercați în fel și chip. Mulțumim că Tu ești Tatăl nostru. Mulțumim că ne porți de grijă. Mulțumim că ne iubești. Mulțumim că ne asiguri că nu ne vei lăsa și nu ne vei părăsi. Mulțumim pentru siguranța că dacă vom trece prin ape sau prin foc, vei fi cu noi și ne vei scoate la liman. De aceea te rugăm astăzi, răspunde rugăciunilor celor care trec prin încercări. Te rugăm, eliberează-i pe copiii Tăi de îngrijorări. Dă-le biruință, Doamne, când sunt amenințați într-un fel sau altul. Am vrea să ne găsim împlinirea tuturor nevoilor noastre în mod desăvârșit în Tine. Ajută-ne să fim legați de cer. Mulțumim că ai venit în lumea noastră să deschizi ușa spre cer. Ai venit să iei păcatele noastre asupra Ta. Doamne, Te rugăm să ne ierși de păcatul îngrijorărilor. Ne rugăm să ne faci să fim oameni care îți credem toate făgăduințele pentru că sunt da și amin. Ne-ai făgăduit că tot ceea ce ai început în noi vei desăvârși până în ziua lui Hristos. Păzește-ne pe calea credinței. Ne rugăm astăzi, Doamne, pentru aceia care sunt pe calea pierzării. Aceia care încă n-au primit iertarea prin credința în jertfa Fiului Tău. Cercetează-i, Dumnezeule. Ne rugăm să le dai credință mântuitoare. Ajută-i, Doamne, să renunțe la păcat și să vină la poala crucii ca să-și mărturisească păcatele, să ceară iertare. Binecuvintează străinul care este în locul acesta. Ajută-l să găsească pacea în Hristos Domnul. Te rugăm pentru aceia care au căzut sub povara păcatelor și a încercărilor. Doamne, Te rugăm, ridică-i de acolo și întoarce-i înapoi acasă. Te rugăm pentru toți aceia care s-au îndepărtat de Tine. În dragostea Ta, atrage-i din nou. Ascultă-ne rugăciunea în numele Domnului. Și acum când stăm la masa Ta, umple-ne inima de credință adevărată și de bucuria mântuirii și de bucuria părtășiei frățești. Pentru că Te rugăm în numele Domnului și prin Duhul Sfânt. Ascultă-ne, Tată. Amin. O cântare deosebită care ia toată învățătura aceasta și o așează într-o formă extraordinar de frumoasă. Spune, de ce-s cuprins? De grijuri. De ce-s? Îndurerat. Știți cântarea aceasta? E o predică extraordinară. În timp ce ne pregătim pentru cina Domnului, haideți să o fredonăm împreună. De ce-s cuprins de grijuri?